În urma controalelor efectuate la mai multe centre sociale din județul Vaslui au fost aplicate 729 de sancțiuni contravenționale, dar și amenzi în valoare de 190.000 de lei. O situație delicată a fost însă la Centrul pentru Persoane Vârstnice din localitatea Avrămești, acolo unde bătrânii internați au reacționat negativ în momentul în care au aflat că vor fi mutați. Potrivit prefectului, aceștia au făcut crize de plâns, ba chiar unii dintre ei au leșinat. Astfel, mutarea acestora din centru reprezintă un risc major. Potrivit prefectului, la Vaslui au fost controlate toate cele 54 de centre rezidențiale din județ. Dintre acestea, 47 sunt deținute de instituții publice, iar 7 sunt deținute de entități private. Principalele deficiențe constatate în urma verificărilor au fost funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, programul de igienizare incomplete și depozitarea necorespunzătoare a alimentelor.